Investiție în timp record. Managerul Spitalului Municipal din Orșova, Adrian Cican, a făcut pași importanți pentru reabilitarea și modernizarea unității medicale. Ambulatoriul de specialitate s-a extins. Astfel, locuitorii municipiului și nu numai vor beneficia de cele mai bune condiții în ceea ce privește sistemul medical. La Spitalul Municipal din Orșova au fost finalizate ample lucrări de renovare și extindere. Medicii specialiști își pot desfășura începând de astăzi activitatea profesională într-un cadru nou și modern, cu aparatură de cea mai bună performanță. În situația în care suntem noi acum ca spital municipal, cred că putem acoperi servicii medicale care nu au existat în primul rând în această zonă de la înființarea spitalului și nici în regiunea noastră, și aici mă refer în mod deosebit la chirurgia pediatrică, la oncologie medicală, la urologie, ortopedie, traumatologie. Sunt servicii medicale pe care Spitalul Municipal din Orșova nu le-a avut și din acest moment le are. Spitalul din Orșova beneficiază de aparatură performantă și de ultimă generație. Aparatura nouă din sistemul medical va duce spitalul pe primul loc în regiune, deoarece deține o aparatură care nu a existat niciodată până acum în Orșova, de la înființarea spitalului din anii 70. Acum când noi discutăm, Spitalul Municipal din Orșova este un spital nu bine dotat, ci foarte bine dotat din punct de vedere al aparaturii. Sunt anumite aparate care sunt câteva în toată țara. Și aici mă refer la aparate de dermatovenerologie, sunt la Spitalul Militar din București, la Elias și la Cluj, unde mai există astfel de aparate. Și acum primarul municipiului Orșova o să aibă o surpriză, sper eu că plăcută, când îl anunț că suntem în discuții finale de a achiziționa o cameră hiperbarică, care s-ar putea să o achiziționăm fără bani, ceea ce va însemna o recuperare post-COVID și nu numai post-COVID, ci și pentru alte afecțiuni extrem de importante pentru orice pacient. Totodată se inaugurează două garsoniere pentru medicii tineri specialiști. Din cele 7 cabinete, 3 cabinete medicale și 2 garsoniere sunt reamenajate din 6 containere primite de la primăria Rast prin intermediul primăriei municipiului Orșova. Am fost norocos să vă am alături pe dumneavoastră ca și conducător al acestui spital. Aveți o experiență vastă, văd că sunteți foarte, foarte implicat din toate punctele de vedere. De la mine ați avut și aveți și în continuare tot sprijinul, așa că așteptăm ca proiectele să se deruleze într-un ritm alert. Avem, așa cum ați spus și dumneavoastră, la momentul acesta în implementare și spre sfârșit de implementare proiectul cu dotarea, cu aparatura de ultimă tehnologie a spitalului. Pe lângă asta, dumneavoastră, înțeleg că mai lucrați la un proiect cu o valoare dublă față de al meu. Deci dacă proiectul meu avea 1.100.000 de euro, al dumneavoastră avea undeva la 3 milioane de euro. Vă felicit pentru tot. Mă bucur să fac parte dintr-o echipă unde și dumneavoastră sunteți membru al acestei echipe. Până la urmă, ceea ce facem aici nu facem pentru noi, facem pentru comunitatea din care provenim. Proiectul s-a realizat pe fonduri europene și reprezintă un pas important pentru dezvoltarea municipiului Orșova. Locuitorii acestei zone vor beneficia de cea mai modernă și performantă aparatură medicală, precum și un confort sporit.